Bună dimineața, iată de la Istanbul, deși trebuia să fim în Ulaanbaatar, nu? Da, la Olimpiadă, tot rău spre bine, cum ați zis voi. La... mongolă, așa, păi, dar că la extrema cu... cealaltă. Turcii au treabă cu mongolii? Sunt altaici, la origine. N-am știut. Și o legendă spune că atunci când Genghis Khan a cucerit prin Afganistan, a agonit un trip de turci care au migrat până aici și au fondat Imperiul Otoman. Aha. Deci noi suntem practic la capătul influenței lui Genghis Khan. Cred că... Dumnezeu a făcut să fim aici acum, pentru că, cum v-am spus de ieri, Damian are teza de doctorat, raporturile Imperiului Bizantin cu Imperiul Mongol, nu? Exact. Așa. Și mergeam la mongoli fără să trecem în Imperiul Bizantin, și atunci trebuia neapărat să face legătura fizică, nu doar pe hârtie, nu? Exact. Față de varianta noi să fii stăt un pic prin Coreea de Sud, parcă e mai bună asta. Sau cel puțin da, suntem mai familiarizați cu mediul. Da, da. Păi mergem, unde mergem acum? Profităm de escala asta ca să vedem puțin Istanbulul istoric. Cu siguranță încercăm să vedem Sfânta Sofia, Moschea Albastră, cisterna de la Erebatan. O să mergem un pic pe urmă pe vechiul bulevard al Constantinopolului, Mese, care se păstrează aproape neschimbat ca structură de 1700 de ani. Și dacă avem spor astă seară, poate o să vizităm și cartierul Fanar. Acolo nu spunem dinainte ce vizităm. Preferăm vedem să menținem suspansul puțin. Surpriză. Exact. Deci stați cu noi să mergem acum la Hagia Sofia, nu? Sfânta Sofia. Gata. Și am ajuns la primul obiectiv din cadrul vizitei astea neprogramate la Istanbul, la vechiul Constantinopol, respectiv Biserica Sfânta Sofia, prezent moscheea Hagia Sofia. Biserica asta este și a fost vreme de 1000 de ani cea mai mare structură cu dom, cu cupolă din lume. A fost construită de împăratul Justinian I cel Mare. Este considerat a fi ultimul mare roman din istorie. A fost ultimul care a încercat să restaureze Imperiul Roman. Imperiul Roman s-a fracturat la un moment dat în Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit. Ăsta de răsărit a devenit în timp ceea ce noi numim astăzi Imperiul Bizantin. Ca orice stat care doar avea pretenții de suzeranitate universală, și statul ăsta trebuia să aibă un centru al ceremoniilor, un spațiu sacru, și ăsta a fost Biserica Sfânta Sofia. În momentul în care a poruncit construcția ei, a apelat la doi dintre cei mai cunoscuți arhitecți ai epocii, Anthemius din Tralles și Isidor din Milet. Oamenii ăștia, fiind și matematicieni la bază, au reușit să calculeze în așa fel proporțiile clădirii, încât cupola centrală, pe care o putem să o vedem până astăzi, deși nu este cea originală, au fost cel puțin două cutremure, din câte știu eu, în care a căzut cupola și a fost refăcută, dar cupola centrală nu stă pe niciun fel de coloană de stâlp, ci se sprijină pe o rețea de bolți care susțin întregul edificiu. Se pare că au folosit o formulă nouă la mortar. În felul ăsta l-au păstrat activ foarte mult timp. Mortarul n-a devenit casant în timp ca să se distrugă structura de rezistență. Și se spune că în momentul când a fost gata catedrala, că e o catedrală de fapt, și a intrat Justinian în ea, ar fi exclamat că te-am învins, Solomoane, pentru că realizezi un edificiu mai mare decât templul lui Solomon de la Ierusalim. Și biserica a rămas vreme de aproape 1000 de ani, adică până la 1453, când a căzut Constantinopolul sub otomani, a rămas centrul ceremonianului imperial. Un împărat bizantin din secolul 10, Constantin al VII-lea Porfirogenetul, ne lasă un tratat, se cheamă De Ceremonis, despre ceremoniile curții bizantine, în care descrie cum se desfășurau marile slujbe în Constantinopol. Majoritatea ceremoniilor plecau din spatele dumneavoastră, adică de unde este Moschea Albastră astăzi. Acolo era locul vechiului palat imperial, numit și Palatul Sacru. Exact unde vedem minaretele acelea, acolo s-ar fi aflat fundațiile Palatului Imperial. Ieșea alaiul imperial cu împăratul, împărăteasa, membrii curții imperiale, garda imperială și toți demnitarii, toți îmbrăcați în veșminte de sărbătoare. Și când ne gândim la veșminte de sărbătoare, trebuie să ne gândim la ceva asemănător cum sunt îmbrăcați preoții și episcopii ortodoxi în prezent. Adică straiele acelea lungi, podobite cu fir de aur, la momentul ăla erau și pietre prețioase. Și alaiul mergea cu toată demnitatea până la Sfânta Sofia, unde exista, bineînțeles, o lojă imperială. Loja imperială era localizată aproximativ unde vedem noi ferestrele acelea semicirculare, la nivelul 3, să zicem. Cu roșu, sus. Cărămii de acolo, nu? Exact. Cam acolo ar fi fost loja imperială. Acum nu-mi dau seama, sincer, nu cunosc atât de bine Sfânta Sofia, dacă ne uităm exact unde trebuie, din punct de vedere al amplasamentului, pentru că, evident, loja imperială stătea cu fața la altar, deci era orientată spre vest. La cum răsară soarele, nu cred că ne uităm unde trebuie, cred că ar fi pe partea stângă, cum ne uităm noi. Și acolo împăratul asista la slujbă,
un fapt inedit, s-au mai păstrat câteva din vechile mozaicuri, chit că ultima oară când am vizitat erau acoperite sau nu se mai permitea vizitarea nivelurilor superioare ca să poată fi admirate direct, dar se păstrează atât pe internet cât și mai multe albume de artă. Au rămas mozaicuri ale unor împărați bizantini, celebrul Ioan al II-lea Comnenu, împreună cu soția lui Maria Ungariei, și mai sunt trecute și porfirogenetele, adică prințesele născute în purpură, Zoe și Teodora. Un amănunt inedit pe care n-am reușit să-l verific în teren, dar despre care am citit, este că la un moment dat, în perioada îndelungată din istoria Bizanțului, împărații erau păziți de așa numită Garda Varegă. Garda Varegă era formată din nordici, fie ei scandinavi, englezi sau oricum din spațiul Mării Baltice și al Mării Nordului, care aveau avantajul că erau mult mai fideli, deoarece nu făceau parte direct din societatea bizantină, nu aveau simpatii legate de politica de aici și atunci loialitatea lor consta în simplu în bani și era o gardă mult mai sigură pentru împăratul bizantin. Și la un moment dat se pare că unul dintre nordicii aceia, care între noi fie vorba majoritatea, erau păgâni, fiind nevoit să asiste la ceremonialul interminabil de la Sfânta Sofia, s-a plictisit și a tras un graffiti pe un perete, a scris cu rune câteva cuvinte acolo. Vorbind de păgânii care au venit în vizită la Sfânta Sofia, există și legenda, e consemnată în cronica vremurilor de demult, prima cronică despre istoria Rusiei, în momentul când principele Vladimir al Chievului, marele cneaz Vladimir al Chievului, s-a hotărât să treacă la una dintre marile religii europene, se spune că ar fi trimis ambasadori către națiile învecinate în funcție de religia lor și a trimis ambasadori la franci, care erau romano-catolici, bun, la vremea nu exista separație atât de clară, dar apăruse ca stil, a trimis la bulgarii de pe Volga, care erau musulmani, și a trimis și la Constantinopol. Ambasadorii care s-au dus la franci au zis că catedralele lor sunt întunecate, slujba este foarte sobră, foarte urâtă și nu vor să facă parte din religia aia. Aia de la musulmani au avut cea mai simplă sarcină posibilă, s-au întors și au zis, bă, ăștia nu beau. Și în momentul când a auzit, Vladimir exact asta l-a spus, băutura este bucurie pentru poporul rus, noi nu putem să trăim fără ea. E bine, în schimb, alți emisari au ajuns la Constantinopol și se pare că au fost primiți în Sfânta Sofia. Cuvintele pe care le consemnează cronica acolo sunt memorabile. Ci și-am intrat în Sfânta Sofia și nu mai știam dacă suntem în cer sau pe pământ. Pentru că au intrat în mijlocul slujbei, ca să ne dăm seama ce însemna o slujbă în Sfânta Sofia, dată fiind volumetria construcției. La mormântarea împăratului Andronic al II-lea paleologul, deci deja când imperiul era în declin, este consemnat o slujbă la care, bine, pe lângă patriarh și elita bisericească, au participat 200 de preoți și un cor format din câteva sute de coriști. Deci wow. Cum ar fi trebuit să răsune toată treaba asta între bolțile de la Sfânta Sofia, lăsând la o parte grandoarea edificiului în sine, ne putem doar imagina, din păcate, în ziua de astăzi, pentru că din momentul cuceririi otomane nu s-a mai făcut oficial nicio slujbă ortodoxă în Sfânta Sofia. Până la cucerirea otomană mai trebuie menționat și faptul ăsta. La Sfânta Sofia a fost tot așa vreme de aproape 1000 de ani și sediul Patriarhiei Ecumenice. Patriarhia Ecumenică, oicumene în greacă, înseamnă a lumii întregi. Însă și simbolul Bizanțului, să vedem dacă putem să filmăm pe binelul meu. Eu asta port pe dege din totdeauna. Simbolul Bizanțului este vulturul bicefal, vulturul cu două capete, vulturul care reprezintă puterea seculară, un cap, împăratul, și puterea spirituală, celălalt cap, patriarhul, respectiv biserica, puterea care ține de guvernarea sufletelor. Ăsta este principiul simfoniei bizantine, care a funcționat cât timp a existat Imperiul Bizantin, în sensul că împăratul este răspunzător de guvernarea cetățenilor aici, iar patriarhul este răspunzător de, să zicem așa, păstorirea sufletelor lor. Aici era sediul Papa al Romei, legat de întâietatea între creștini. L-a asumat prima oară prin secolul 6, patriarhul Ioan al V-lea Postitorul. Și de aici, de la Sfânta Sofia, s-a coordonat mare activitate de misionarism a Patriarhiei Ecumenice, care a cuprins în primul rând, revenind la legenda rușilor, lumea slavă. De aici au plecat, de exemplu, misionarii Kiril și Metodie, cei care au inventat, între altele, alfabetul zis chirilic, pe care îl folosesc majoritatea națiilor slave până în prezent. Și l-au inventat ca să poată traduce Biblia în limbile slave și totodată să poată facă misiune mai eficientă la slavi. Și până în prezent, deși în lumea ortodoxă nu există o întâietate așa cum o are episcopul Romei, papa actual,
și există doar un primat de onoare, adică se consideră că Patriarhul Constantinopolului este primul între egali, primus inter pares. Totuși, Patriarhia are în continuare o întâietate onorifică, dată fiind vechimea ei aici. Se presupune că episcopia de Bizanț, cum se numea orașul la vremea respectivă, este fondată chiar de Sfântul Apostol Andrei, cel care căruia este atribuită și propovăduirea creștinismului pe teritoriul României. Aici a fost sediul Patriarhiei Ecumenice cu toate marile probleme care au apărut, adică în 1014, de exemplu, 1054, pardon, aici a lăsat cardinalul Humbert de Soana tomul de excomunicare al Patriarhului Mihail Cerularie, este numită Marea Schismă. Se consideră a fi momentul istoric al despărțirii între Biserica Apuseană și Biserica Răsăriteană, de când putem să vorbim efectiv de ortodoxi și romano-catolici. Tot aici au avut loc și niște încercări de unire a bisericilor. Era un film românesc în perioada comunistă a doua, Căderea Constantinopolului. Era greșit titlul, că ar fi trebuit să fie a treia căderea Constantinopolului. Constantinopolul a mai căzut odată până la turci, a căzut în 1204, culmea, în fața unei cruciade. Cruciada a patra, în loc să ajungă la Ierusalim, a deviat de la curs și a venit peste Constantinopol, l-a cucerit. Și Sfânta Sofia a funcționat vreme de 50 de ani un patriarh latin și s-au desfășurat niște încercări de unire a bisericilor, aia care e clar că nu mai aveau nicio șansă de succes, dat fiindcă latinii distruseseră orașul sfânt pentru bizantini. Și în cele din urmă, în 1453, la 29 mai mai exact, în momentul când s-a auzit că turcii spărseseră zidurile dinspre uscat ale Constantinopolului și pătrundeau un oraș, patriarhul de la vremea aceea a slujit liturghia împreună cu clericii prezenți și se spune, am făcut o greșeală, nu patriarhul, că la vremea aceea mi se pare că nu mai era tronul vacant. Clericii din Sfânta Sofia au slujit liturghia și în momentul când s-ar fi apropiat turcii, se spune că s-a deschis pur și simplu un zid, un perete al bisericii și că preoții împreună cu sfintele daruri pe care tocmai le sfințiseră ar fi intrat în zidul respectiv, zidul s-a închis în urma lor și se spune că se va redeschide în momentul când Constantinopolul va redeveni creștin, dar asta s-o păstrăm mai mult pentru noi. Cum de fapt și legenda ultimului împărat, Constantin al XI-lea, Paleologul, spune exact același lucru, dat fiindcă oficial trupul lui n-a fost recuperat, i s-a spus împăratul nemuritor și că se va trezi la un moment dat când va veni momentul recuceririi Constantinopolului. Nu înseamnă că Sfânta Sofia și-a pierdut cu totul importanța după cucerirea otomană, există și o legendă legată de momentul cuceririi, Mehmed al II-lea Fatih, cuceritorul, s-a spus așa tocmai pentru că este cel care a luat Constantinopolul. Se spune că, ca să-i motiveze pe soldații turci, le-a spus că pe tot ce pot să pună mâna va fi al lor din Constantinopol. În schimb, orașul este al lui și ar fi intrat călare până în Sfânta Sofia și în momentul când a intrat în Sfânta Sofia a văzut un soldat turc care, din pură prostie, că n-avea nimic de câștigat, spărgea talele de marmură de la biserică. Se spune că ar fi pus să fie ucis soldatul ăla, spus, ajungă-vă bogățiile orașului, orașul în sine este al meu. Și a transformat Sfânta Sofia în moschee, ceea ce, din punct de vedere arhitectonic, explică apariția celor patru turnuri specifice arhitecturii musulmane, minaretelor, care evident că nu existau la construcția de bază, adică Sfânta Sofia în forma ei bizantină, care a durat cam 900 de ani, este, ne putem imagina foarte simplu, dacă dăm la o parte minaretele. În schimb, el a transformat-o în moschee și ornamentul acela de pe cupolă, care, al cărui nume l-am știut odată, dar mereu îmi scapă de atunci, este tot o adiție ulterioară. Și de atunci a rămas moschee până la momentul proclamării Republicii Turce, adică cât timp a durat Imperiul Otoman. Anul ăsta se împlinesc în noiembrie 100 de ani de când a dispărut Imperiul Otoman. A dispărut la 1 noiembrie 1922. Și de atunci nu mai îndeplinește rolul de moschee până acum, de câțiva ani, când l-a recăpătat. Mustafa Kemal Atatürk, care a promovat laitatea în Turcia, a preferat să o transforme în muzeu și în felul ăsta să o transforme într-un spațiu oarecum neutru, dat fiindcă una dintre aspirațiile, cel puțin ale grecilor până în prezent, grecii au o idee de refacere politică, se cheamă Megalideia, în care trebuie să formeze Grecia Mare, care să cuprindă și Constantinopolul, și unul din principalele vise ale acestei idei este să se slujească din nou liturghia ortodoxă în Catedrala Sfânta Sofia. Nu știm dacă lucrul ăsta se va întâmpla vreodată, ar fi totuși o treabă ecumenică să se poată la un moment dat permite reluarea cultului, dar asta este mai mult de domeniul fantasticului în momentul de față.
Și evident că legat de Sfânta Sofia există și un muzeu care poate fi vizitat și sunt și niște lapidarii prin spate care păstrează din vechile monumente ale orașului. Constantinopolul adună vreo 2500 de ani de istorie monumentală și drept urmare, oricine vine să viziteze, e bine să fie atent la fiecare colțișor de stradă, adică spre deosebire de București, aici trebuie să departajăm clar, orașul ăsta are o istorie net superioară și în momentul în care a fost transformat în capitala Imperiului Bizantin, împărații au cărat monumente din întregul imperiu, ce au făcut ulterior britanicii la British Museum, că se spune că la British Museum 90% din exponate nu sunt de acolo. Furate. Exact. E, la fel au făcut și bizantinii cu multă vreme înainte, adică în Istanbul, la nu multă distanță în spatele nostru, de exemplu, să găsești un obelisc egiptean cu hieroglife, cu tot ce trebuie, care e cu vreo 2000 de ani mai vechi decât orașul, dar care a fost adus să înfrumusețeze. Deci nu e din China copiat, nu e original. Băieții lucrau doar cu originale. La un moment dat, din păcate, asta a dus la distrugerea unei între cele 7 minuni ale lumii antice. Statuia lui Zeus din Olimpia, o statuie monumentală făcută de Phidias, de 8 metri, sper să nu vorbesc prostii înălțime, a fost adusă la Constantinopol, a fost adusă foarte aproape de unde suntem noi aici, era pe lângă băile lui Zeu Xip. Era principala baie publică a orașului. Orașul ăsta are o tradiție, dar o să vorbim mai încolo și despre ea. Și din păcate, într-un incendiu s-a distrus întreaga statuie. Însă alte monumente, inclusiv în structura Sfintei Sofia, se pare că sunt integrate monumente mult mai vechi decât biserica însăși, se păstrează până în prezent. Și în felul ăsta, amatorul de istorie poate să găsească niște vestigii absolut incredibile, pur și simplu mergând pe stradă. Exact cum e cazul ruinei din față. Încercăm să localizăm și să vedem dacă e și deschisă cisterna de la Erebatan. Erebatan e de fapt numele unui palat, mult mai recent decât cisterna. Cisterna în sine este unul dintre marile rezervoare de aprovizionare cu apă ale orașului. O altă particularitate a vechiului Constantinopol este că moștenea structura urbanistică romană. În sensul că în Evul Mediu, cum ne-l imaginăm majoritatea, cum mă rog, mare parte ne imaginăm greșit, că așa ne l-a dat Hollywood-ul cu filmele, însă oricum nu a fost o perioadă de civilizație, adică confortul de a avea apă curentă, igiena de zi cu zi, era o treabă inexistentă în majoritatea orașelor europene, nu și la Constantinopol. Constantinopol a beneficiat în perioada bizantină de aprovizionare curentă cu apă pe bază de apeducte și de rezervoare și cisterne și ăsta era unul dintre principalele. E tot făcut pe vremea lui Justinian. E susținut de niște coloane de marmură superbe. Eu vorbesc de pe acum că nu știu dacă o să reușim să intrăm. Și în felul ăsta orașul beneficia de un confort mult sporit, cât și de structura de drumuri specifică romanilor, care reușeau să facă drumurile aproape în unghi drept. Și în felul ăsta să ai o structură clară, să nu te pierzi, să nu rătăcești pe niște străduțe întortocheate, cum au apărut ulterior în Constantinopol după ce a devenit Istanbul. Așa, ca ultimă mențiune pentru început, cum s-a produs schimbarea numelui de la Constantinopol, adică orașului Constantin, împăratul bizantin care i-a dat statutul de capitală în anul 330 la Istanbul. Există mai multe legende, una a găsit-o consemnată printre alții și la domnul Neagu Giuvara, care spune mult mai simplu decât alte variante că după ce au cucerit turcii orașul, se mai întâlneau turci cu greci pe drum, că nu i s-a numit Istanbul imediat, și întreba unde mergi. Și grecul spunea Istinpoli. Istinpoli înseamnă în oraș, că pentru greci în perioada aia exista un singur oraș, Constantinopolul, și de acolo turcul a înțeles Istanbul. Și în felul ăsta a apărut denumirea de Istanbul, care devine caracteristică abia prin secolul XVIII, adică o perioadă îndelungată, orașul ăsta încă se cheamă Constantinopol. Cam asta pentru prima parte și continuăm destul de în apropiere. Vezi cum au făcut băieții? Au luat coloana grecească și au trecut, care era de la templul stătin, și au trecut o cruce pe ea. Aha. Aia mai din stânga, vezi? Aha. Nu știu cum se numește chioșcul ăsta în... Hello, excuse me, hurry up, please. Thank you. Așa, până să ajungem la bilete, am observat cu coada ochiului inscripția asta și sper că reușesc să o plasez cum trebuie, cât pot eu să descifrez din ea. Scrie Aelia Eudoxia. Aelia Eudoxia este soția împăratului Arcadius, care a domnit la începutul secolului V în Constantinopol. A rămas celebră pentru conflictul pe care l-a avut cu Sfântul Ioan Gură de Aur, că se presupune că din cauza ei a fost el exilat, el fiind arhiepiscopul Constantinopolului la vremea aceea, și de acolo i-ar fi venit și sfârșitul martiric în cele din urmă. Și vedem că este amplasată pe soclul unei coloane cu capitel corintic.
nu îmi dau seama exact, capitelul corintice există încă din perioada Antichității, adică e foarte posibil coloana să fie mai veche decât soclu, însă ce putem să observăm la baza soclului este că este scris cu caractere latine, pentru că în Constantinopol greaca devine predominantă abia în secolul 7 și apar inscripțiile grecești, asta este încă cu caractere latine. Vedem tot așa în partea stângă o rămășiță din vechiul mobilier liturgic, să-i zicem, al Catedralei Sfânta Sofia. În cazul ăsta vorbim de un amvon. Este o formă de balcon de la care se ținea predica în cadrul liturgiei, predica care este pusă de regulă la sfârșitul slujbei Sfintei Liturghii. Vedem clar semnul Sfintei Cruci. Greu de spus însă unde era amplasat de regulă, așa cum putem să vedem până astăzi la unele biserici ortodoxe, amvonul este plasat cumva în partea superioară a bisericii, ca preotul să aibă vizibilitate asupra credincioșilor, așadar e foarte greu de spus unde se află. O să vedem după ce trecem de încadramentul ușii centrale că există o caligrafie arabă cu auriu, este vorba de Tugra. Tugra sunt semnăturile oficiale ale sultanilor otomani, în cazul ăsta vorbim de Tugra lui Mahomed al II-lea cuceritorul, cel care la 1453 cucerea Constantinopolul, fiind în vârstă de doar 21 de ani. Adică dacă ni se pare că am făcut mare lucru până la 21 de ani, nu am ținut cont de ce a făcut băiatul ăsta până la vârsta respectivă. Și aici o vedem ca un fapt inedit. Putem să găsim și în România o astfel de tugră, dacă mergem, de exemplu, la castelul Cantacuzino de la Bușteni. La Zamora, la intrare, se găsește tugra ultimului sultan otoman, Mehmed al V-lea. Cred că și în dreapta și în stânga mergem la fel de bine. Vedem în față un sarcofag din piatră. Sarcofag este un termen grecesc cu un simbolism minunat. Sarcos înseamnă cadavru și fag înseamnă mâncător de. Da, desemnează ceea ce face obiectul respectiv. Din păcate, nu știu nici o să spun și nici nu avem informații care să ne spună al cui a fost sarcofagul, însă se vede clar după vechime că e din perioada bizantină. Mergem înainte, nu? Da, da, da. Nu mai opresc filmarea când considerați că e ceva de spus. Perfect. Evident, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Eu nu sunt ghid expert în Sfânta Sofia. Eu vorbesc din cunoștințele pe care le-am dobândit la teologie și studiind ulterior istoria Bizanțului. Însă, pe tavan putem să vedem clar parte din vechiul mozaic din perioada bizantină. S-a păstrat și simbolul Sfintei Cruci. Diferența între arta musulmană și arta creștină este în arta creștină ortodoxă, subliniez asta pentru că la romano-catolic este diferit. Nu se permit statuile în biserică, însă se permit reprezentări zoomorfe și antropomorfe, adică ale animalelor și ale oamenilor. În schimb, arta musulmană nu permite nici măcar pictural sau mozaical reprezentări de ființe vii și se axează exclusiv pe motive vegetale. Aici putem să vedem, probabil și de asta a fost menținut mozaicul, pentru că nu prezintă motive zoomorfe sau antropomorfe, sunt exclusiv motive vegetale și geometrice care împodobesc bolta bisericii. Cum de-au reușit să mențină și crucea, în cazul ăsta vorbim de crucea latină, cu brațul vertical mai lung decât brațul orizontal, crucea greacă are brațele egale, asta este o treabă absolut fortuită pentru păstrarea aspectului inițial al bisericii și noi aici ne aflăm în ceea ce s-ar putea numi pronaosul Sfintei Sofia, adică zona de intrare, unde, dat fiindcă ea acum în prezent este moschee funcțională, observăm că există regula clară de acoperire a capului pentru femei și de schimbarea încălțărilor, da. Ceea ce presupun că va trebui să facem și noi, sau cel puțin să... Da, cred că trebuie să ne lăsăm pantofii. Exact. Îi lăsăm aici? Cred că da. Văd că toată lumea se conformează.
Acum vedem, dacă găsim o pereche mai interesantă de Nike, de ceva, putem să-i luăm pe aia. Da, da, când plecăm la plecare, da. Intrăm în naosul Sfintei Sofia. Probabil că aspectul nu diferă cu mult față de ceea ce ar fi fost acum câteva sute de ani, mai bine de 500 de ani, de fapt. Putem să vedem că s-a păstrat iarăși parte din vechea pictură pe tamburi. Tamburii sunt laturile de pe colțurile, practic, ale cupolei. Observăm că încă sunt zugrăviți serafimii, cei cu câte 6 aripi. Asta este reprezentarea tradițională ortodoxă a serafimilor, o figură centrală cu cele 6 aripi împrejurul ei. În schimb, vedem că în centru, unde ar fi trebuit să fie icoana Pantocratorului, a dispărut și este înlocuită cu sure din Coran. În vârful cupolei trebuia să fie Iisus Hristos Pantocrator, Pantocrator însemnând cel ce ține toate. Adică, un fapt interesant de consemnat, noi suntem obișnuiți când vizităm o biserică ortodoxă să întrebăm ce hram are și de regulă ne așteptăm să fie o persoană, un sfânt sau o sfântă, Sfânta Filoftea, Sfânta Parascheva. Sfânta Sofia nu este închinată unei persoane, ci este închinată direct. Sofia în greacă înseamnă înțelepciune, este închinată înțelepciunii divine, cea care guvernează întreg universul, care a făcut lumea și care menține lumea. Și putem să vedem întreg amplasamentul bisericii în momentul de față este puțin schimbat. A apărut în schimb locul de unde imamul rostește rugăciunea de vineri și îl vedem în fața noastră, în partea dreaptă, pentru musulmani evident. Echivalentul altarului de la ortodoxi este orientat tot timpul către Meca, deci nu este întotdeauna către răsărit, ci în funcție de unde este poziționată Meca. În cazul Constantinopolului, dacă îmi dau bine seama, Meca s-ar afla undeva la sud-vest. Deci noi, dacă ăla este amplasat corect, ăla indică sud-vestul și atunci ne putem da seama cu ușurință că altarul Sfintei Sofia s-ar fi găsit undeva în partea stângă de cum ne aflăm noi acum. Evident că a dispărut catapeteasma sau este cumva mai în spate, să mai avansăm un pic în interiorul catedralei. Așa cum spuneam, de afară și se poate observa, a fost multă vreme, nu știu dacă încă mai este, cea mai mare structură cu cupolă. Și după cum putem să vedem la interior mult mai clar, cupola în sine nu se sprijină pe vreo coloană, ci este sprijinită pe contraforți, pe un sistem de cupole adiacente, care vedem că se desfășoară pe laterale, și în partea stângă și în partea dreaptă putem să vedem colonadele. În stânga, dacă localizez eu bine, repede, aici s-ar putea să mă înșel, că nu sunt specialist în turul Sfintei Sofia, dar în stânga, din câte îmi dau eu seama, ar fi trebuit să fie altarul și în dreapta ar fi trebuit să fie loja imperială. Dacă încercați cumva să focalizați, este o nișă în partea de pe colț. Sunt ferestre și undeva la etajul întâi sunt niște păsări care se văd zburând. Dacă reușiți să focalizați, acolo se mai văd din vechile mozaicuri. Da. Și dacă mă uiți pe filmarea cu dumneavoastră, ăla este Hristos judecătorul. În stânga este împăratul Constantin al IX-lea Monomahu. Nu, este un împărat. Este împăratul Constantin al IX-lea Monomahu și mascată de coloană trebuie să fie soția lui Zoe Porfirogeneta. Constantin al IX-lea Monomahu a restaurat inclusiv Biserica Sfânta Sofia, dar are meritul că a refăcut Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim. El este cel care dă bani să se refacă Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim, aia nefiind în Imperiul Bizantin la momentul respectiv, și undeva în zona aia este loja imperială. E unul din puținele mozaicuri păstrate până în prezent. După cum putem să vedem în față, apsida aceea de sus, este și o icoană a Maicii Domnului, dar este foarte elegant mascată de niște pânze. Însă se poate dezluși destul de ușor icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe. Vedem că există similitudini în arta orientală și eu totuși presupun că de aici avem avantajul că s-a păstrat parte din pictura Sfintei Sofia, pentru că și bizantinii foloseau motivele astea preluate ulterior și de către arabi și de către turci, de motive geometrice sau florale, vegetale, pentru decorarea picturii murale, și în felul ăsta nu a existat o contradicție față de arta islamică. Din câte știu eu aici, repet, s-ar putea iarăși să mă înșel, parte din picturi au fost acoperite cu tencuială o perioadă destul de îndelungată și au fost dezvelite ulterior, ceea ce explică și anumite lipsuri. Și în principiu aici a fost centrul ceremonianului bizantin imperial, vreme de,
dacă Biserica Sfânta Sofie e construită în jurul anului 550, în forma asta cel puțin, pentru că exista una mai veche, împăratul Constantin cel Mare ridică prima Biserica Sfintei Sofia, dar de la care nu mai rămâne aproape nimic, dat fiindcă a fost ridicată peste cea veche. Gata. La mine mai slăbuți cu tehnica și am reușit să întrerup un pic din filmarea dinainte. Voiam să spun că biserica actuală a Sfintei Sofia, construită pe la 550, a fost locul neîntrerupt de desfășurare a ceremonialului imperial bizantin vreme de 900 de ani, până la 1453, când a căzut Constantinopolul. Deci vreme de 900 de ani, aici s-au încoronat împărații, aici s-au botezat fiii și fiicele de împărat, aici s-au făcut căsătoriile împăraților, tot aici au fost primite marile ambasade, delegații străine, cu rolul de a impresiona. Putem să înțelegem de ce au spus rușii că nu-și dau seama dacă mai sunt în cer sau pe pământ, dacă vedem structura de față. Și tot aici spune legenda că undeva în zidul dinspre răsărit ar fi intrat preoții care au slujit ultima liturghie ortodoxă în Sfânta Sofia și care așteaptă cumva să redevină Constantinopolul creștin ca să iasă din perete și să reia cultul. E cu siguranță un loc unde simți exact memoria locului, ceea ce vorbeau anticii că există. Simți că e impregnat de o istorie, de veacuri. Nu trebuie trecută cu vederea nici istoria otomană, pentru că a fost perioada îndelungată până s-a construit Moschea Albastră, a fost și principala moschee din Istanbul. Este unul dintre centrele lumii, asta este clar, din punct de vedere istoric, cultural sau spiritual. Deci asta a fost vlogul cu Sfânta Sofia, cu Hagia Sofia, și mergem mai departe prin Istanbul să mai vedem și alte obiective, nu? Când ne țin picioarele astăzi, dacă tot s-a întâmplat escala asta, măcar să avem cât mai mult de câștigat din ea. Doamne ajută, o zi bună, vă dorim, sănătate!